Zile și nopți vă prezintă experiențe pop culture. Muzeul Rock. Astăzi vorbim despre un muzeu, dar nu orice muzeu, ci despre primul muzeu rock din România. Inițiativa aparține platformei muzeale private Postmodernism Museum și a reputatului om de televiziune și istoric muzical Doru Ionescu. Sigur ați auzit de emisiunile Timpul Chitarelor sau Vocile Jazzului Românesc. Muzeul Virtual Rock este prima arhivă online a fenomenelor culturale muzicale rock, pop, folk și jazz din România. Accesul este gratuit, iar muzeul virtual se poate vizita online pe site-ul postmodernism.ro. Veți găsi aici obiecte de colecție scanate 3D, dar și cercetări specializate, inclusiv cea în parteneriat cu CNSAS, care analizează informații legate de grupurile de fan-cluburi ale fenomenelor rock, folk, jazz, așa cum erau ele privite din perspectiva securității. Te salut! Putem astfel înregistra și modul în care aceste fenomene muzicale au fost receptate în epoca comunistă, cât și grija autorităților pentru aceste grupuri de tineri cu potențial reactiv. Proiectul Muzeul Rock este work in progress și se anunță a fi foarte ambițios, demarând acțiunea de constituire a colecțiilor publice și private prin identificarea și alcătuirea în format digital a acestei arhive comprehensive, fișate unitar pe o platformă online interactivă, în dorința de a pune la oaltă patrimoniul recent muzeificabil al acestor fenomene culturale muzicale. Necesară deopotrivă publicului larg interesat de redescoperirea istoriei recente a muzicii românești, dar și cercetătorilor avizați, Arhiva Muzeul Rock găzduiește în prezent secțiuni precum Constructori de instrumente muzicale, Arhivele Cenaclul Flacăra. Bună seara, vă spune Ștefan Hrușcă din Mala Mărici. Bună seara, vă spune Tatiana Filipoiu din Făgăraș. Bună seara, vă spune grupul Iris din București. Bună seara, sunt Ducu Berții din Șighetul Marmației. Casa de Cultură Preoteasa, Club A din București, dar și artiste rock, Dita Drăgan, Secret, Catena, Rocul Carantinei, opere rock, de la libretul Jesus Christ Superstar, tradus de Cornel Chiriac, la meșterul Manole a grupului Phoenix. Vinyl Collection sau Memorabilia, concerte, festivaluri, scrisori și documente, instrumente vechi sau faimoase. Se pot vedea în format 360 de grade instrumente muzicale, accesorii sau obiecte vestimentare celebre, iar filme documentare, cântări, interviuri cu muzicieni și tehnicieni români sunt disponibile în format video. Muzeul Rock din România se constituie practic într-un spațiu virtual care trebuie revizitat cu regularitate pentru a redescoperi ce a mai apărut nou în arhivă legat de muzică și muzicienii care au făcut istorie la noi. Ca fapt divers, muzeul virtual are o secțiune de obiecte accesibilizate pentru nevăzători, prin adăugarea lor la sistemul Touch and Hear Assistive Teaching, datorită parteneriatului cu Asociația pentru Dezvoltare Urbană.
Vă invităm așadar în spațiul virtual la primul muzeu rock din România, pe platforma online postmodernism.ro. Pentru mai multe informații exclusive din muzică, film, artă sau food and drink, vă invităm online pe site-ul de experiențe pop culture zileșinopți.ro.